Aici vorbim despre o temă extrem de actuală. De teama bolii, mulți angajatori și îndrumă angajații să lucreze de acasă. De altfel, vorbim despre o tendință în creștere, mai ales în ultimul deceniu. Fără legătură cu situația de acum, studiile ne arată că 8 din 10 angajați ar prefera să lucreze de la domiciliu măcar o zi pe săptămână. Doar că nu toate joburile pot fi făcute de la domiciliu. În plus, există ca peste tot avantaje și dezavantaje legate de conceptul work from home, pe care le aflăm chiar acum de la invitata noastră. Să-i urăm bun venit Sorinei Fire, expert în resurse umane. Sorina, bine ai venit! Bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Deci, în primul rând, care sunt cifrele actuale? Care sunt datele? Câte persoane lucrează acasă în ultimele săptămâni? Cam 13% în mod normal lucrează de acasă, cel puțin o zi pe săptămână, dar acum, bineînțeles, că s-a... A crescut cu siguranță. A crescut simțitor. Cu siguranță. Dacă la IT aveam 80% dintre IT-iști care lucrau o zi pe săptămână, acum cred că avem 50% din populație care au început să lucreze de acasă. Bineînțeles, cei care pot să-și săvârșească sarcinile... Categoric. Noi nu am putea. Voi nu ați putea, că trebuie să fiți fizic aici. Ai sau... Am putea de pe... Nu. De pe canapea. Poate de pe canapea să faceți work from home. Aici, bun, hai să vedem... Noștri, dar hai să vedem exact. Care sunt avantajele pentru angajați? Pentru angajați. Avantajele pentru angajați, s-au făcut studii și sunt foarte fericiți pentru că își fac programul cum vor ei, au flexibilitate, au raportul acesta între viața profesională și viața personală și s-a dovedit că sunt mai eficienți cu libertatea. Mai dispare și stresul. Mai dispare și stresul. Același salariu, bănuiesc, nu? Același salariu, costurile sunt însă mai reduse pentru angajatori, pentru că nu mai plătesc chirie, nu mai plătesc curățenie, nu mai plătesc mentenanță și atunci studiile au arătat că fac o economie de $13,000 pe an per angajat, iar angajații câștigă 12 zile, 12 zile pe an. Ceea ce e bine. E și ceva, pe lângă acest calcul de profitabilitate, cu siguranță angajații sunt și mai motivați stând acasă, nu? Deci tot angajatorul câștigă cumva. Cu siguranță, cu siguranță. Mie mi se pare dimpotrivă, că nu, îmi pare rău că te contrazic. Mie nu mi se pare că ești motivat neapărat, n-am făcut asta niciodată. Nu cred că acasă ești la fel de motivat ca la serviciu când este și șeful pe acolo. Eu văd pe sora mea, spre exemplu. Așa. Și stă acasă cu laptopul în brațe. Am sunat-o, spre exemplu, să ieșim. A zis, îmi pare rău, nu pot, eu muncesc. Dar este într-un mediu plăcut. Foarte conștiincioasă, sora ta. Da. Nu știu cât sunt de... Depinde foarte mult și de tipologia omului. Depinde foarte mult și de tipologia omului. Și a jobului, exact. Dar există freelanceri care chiar exagerează de acasă. Adică uită de familie, uită să-și pună o alarmă că s-a terminat ziua și atunci chiar acolo pot interveni probleme de sănătate, atât fizice cât și psihice când ești... Sorina, crezi că ne-am putea adapta pe viitor? Să crească acest procent de work cu siguranță, oricum o să crească. Poate o să... E un experiment. Și când o să situație. Treacă pandemia, eu sunt convinsă că în următorii ani asta va fi trendul. Hai să vorbim puțin și de dezavantaje. Că sunt, cu siguranță, și dezavantaje. Sunt, exact. Cum a spus el, o să fie lipsa interacțiunii cu oamenii. N-o să mai fim la fel de sociabili. N-o să mai avem... Prea mult timp cu soțul și cu soția. Exact. Exact, exact. Deci nu mai ieșim din casă și atunci, nu e. Asta e un dezavantaj pe care îl putem avea. Nu avem un feedback imediat și direct de la un șef și atunci poate fi demotivant. Dacă facem videocall-uri, da, ok, putem înlocui, dar nu mai este același lucru. Din experiența ta, vreau să te întreb, era vorba de anumite joburi ale viitorului care vor veni peste noi fie că vrem, fie că nu vrem. Uh-huh. Ai pomenit-o și de IT mai devreme, sunt mai multe. Crezi că vor veni mai devreme? Fiind cumva forțate de acest work from home, să ne adaptăm, poate să avem mai multe joburi, să lucrăm pentru mai mulți angajatori, pentru că putem de acasă să gestionăm și să modifice. Da, eu vreau să văd această pandemie, să văd un pic și partea plină a paharului și să nu fim așa în panică și poate chiar vom aduce lucruri bune din partea asta și vom oferi stabilitate și angajaților și să nu se sperie, pentru că la orice problemă există o soluție și atunci, da, cred că angajatorii se vor adapta și vor crea cât mai multe joburi. Acasă. Sistemul cum e? Pe Skype bănuiesc, ședințele sunt înlocuite de videocall-uri. Exact, de videocall-uri, au acces, au softurile destul de dezvoltate, au acces la bazele de date, au acces la fluxurile de informații, au acces la calendarele din toate companiile și atunci nu-ți trebuie decât un laptop și un birou și poți lucra absolut de oriunde. Acum nu este cazul, poți lucra și din vacanță, dar nu, acum vom lucra strict de acasă. Din păcate, adică din fericire, pandemia va trece, sunt absolut convins și de eu, asta. Da.
Din păcate, efectele se vor resimți într-un timp îndelungat și mă refer aici la foarte multe firme, mai mici sau mai mari, care vor avea de suferit. E posibil să fie restructurări și vreau să te întreb pe piața forței de muncă dacă e pregătită piața și voi sunteți pregătiți pentru un aflux de oameni care își vor căuta un nou job. Noi, ca și firmă de headhunting, da, suntem pregătiți, avem un serviciu de outplacement și atunci o să putem să-i ajutăm, dacă sunt restructurați dintr-o parte, să-i ajutăm să-și găsească în altă parte. Chiar ieri vorbeam cu un director de HR de la o fabrică din domeniul automotive cu 1200 de oameni, care însă era îngrijorată pentru că oamenii aceia nu au, vorbind de dezavantaje, nu au cum să lucreze de acasă pentru că trebuie să fie fizic în producție și atunci, da, dacă se întâmplă ceva, dacă va fi un singur caz de coronavirus, atunci 1200 de oameni se vor trebui să stea acasă. Exact. Se sistează activitatea, prin urmare, ca o consecință, fabrica va avea de pierdut și așa mai departe. Exact, și atunci urmează restructurări și na, e ca un domino. Dar să sperăm că se vor gândi că vom trece cu bine și... Acum, cea mai importantă este sănătatea noastră, să fim responsabili și vreau să te întreb dacă există anumite norme pe lângă cele pe care le-am auzit deja, apropo de asta, apropo de lucratul de acasă sau apropo de interacționatul în anumite... Dacă ați primit voi, dar aveți mai multe reguli față de noi. Nu. Doar ne sună candidații care, da, sunt programați la interviuri face-to-face și le este frică și îmi spun dacă putem... Exact, interviu. Și facem pe Skype interviul sau clienții care mă sună să-mi spună să nu mai vină clienții din lista scurtă la noi, hai să organizăm online, dar semnele sunt destul de bune, adică din clienții noștri foarte puțini au renunțat și au zis hai să punem on hold angajările, alții au semnat chiar în criză și vor să se dezvolte și să... Adică sunt convinși că va trece această perioadă și că vor avea nevoie de profesioniști. Îți mulțumim foarte mult pentru aceste lămuriri, Sorina. Și te mai așteptăm de la noi. Mulțumesc mult. O zi frumoasă.